terapiei, din practica terapeutică și este scrisă cu o persoană chiar de aici din Oradea, deci este în colaborare cu o persoană din Oradea. După aia... Putem să aflăm și un nume sau... Da, Mirela Codilă, cu ea am făcut. De fapt, ce s-a întâmplat a fost ideea ei. Eu sunt terapeut, dar niciodată nu m-am gândit la treaba asta. Într-o zi a venit cu propunerea, hai să notăm cazuistica pe care o ai. Și asta lângă mine și a scris. A luat cazuistica pe care am avut-o timp de, nu mai știu, un an sau doi ani de zile. A aranjat-o frumos și a ieșit o carte. Și care la ora actuală este în editură. Asta ar fi din punct de vedere profesional, adică ca și scriitor. Ca terapeut încerc să îi bag pe alții în față. Adică să formez oameni care să facă ei terapie, pentru că la un moment dat ajungi să... Toate cazurile seamănă între ele și nu mai ai răbdare, pentru că nu mai sunt lucruri noi. Deci îți apară deja vu, deci, toate cazurile, fiecare. Vrem, nu vrem, suntem niște... Intrăm toți în niște tipare, apropo de cazuistică. Și atunci mă interesează să formez niște terapeuți care să preia partea de terapie și eu doar să îi îndrum în practica terapeutică. Și cam atât. Să-mi văd de ale mele cu pilotajul. Așa ia, spune-ne. Da. Adică să merg mai departe cu raliurile care îmi plac și care mă fac să mă simt, pentru că există acea limită și există acel moment în care se produce expansiunea timpului și care mie îmi place foarte mult și îmi doresc să o fac la nivelul de profesie chiar. De fapt, încep să fac la nivel de profesie. Ai o anumită mașină pregătită? Da, am un... Acum o să merg cu Mitsubishi, cu un Evo 9, pentru că la ultimul raliu de la Cluj a reușit să sparg motorul de la Subaru. Aoleu. Da, aoleu. Vezi de ce am optat eu pentru o Dacia 1100 care are motorul pe spate, la grupa M fără probleme. Da, numai că e vorba și de senzația pe care ți-o dă o mașină. Adică eu sunt pe principiul următor. Dacă tot trebuie să stau pe planeta asta și dacă tot sunt aici ca să învăț, sunt pe principiu că școala asta este exact ca și școala reală, adică ai 50 de minute de muncă și 10 minute pauză și învăț să-mi folosesc și pauza la maxim. De muncit muncesc și mai îmi iau și pauză. Îmi cer scuze, e chiar emisiunea se termine și 45, dar repede o doamnă a sunat și a întrebat de ce e important să folosim simbolurile Reiki. Cred că bine am spus. Unu, nu este important să folosim simbolurile Reiki. Deci, folosirea simbolului Reiki este o formă de reînvățare să folosim lumina. Eu am, cum să vă spun eu, inițiați, cărora le spun mai în glumă sau în serios, ultra-ortodoxi, și care m-au întrebat dacă ei nu pot să folosească crucea în locul tuturor simbolului Reiki și eu am zis, ba da, dacă asta vreți, puteți să folosiți crucea. Crucea e simbolul suprem, poate să cuprindă tot ceea ce se poate face prin simbolurile Reiki. Noi suntem ortodoxi, deci voi puteți să folosiți... Da, uite că te-am și grăbit. Puteți să folosim crucea în locul tuturor simbolurilor Reiki. Mulțumesc, Ovidiu Dragoș Argeșanu. Încă o dată le aduc aminte telespectatorilor. Dacă au foarte multe întrebări, Combat Key, Civis Pacem, Parabellum, Dao Psi, o carte pe care o găsiți. Da, mai multe o să vă spună colegii din regie, 0359400493, emisiunea s-a încheiat. Îmi cer scuze, dar a promis că vine în 3-4 luni, e din nou aici, o să fim în sezonul al treilea la Misterele Existenței. Sper să te surprindem plăcut, probabil chiar cu un alt decor. Eu îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența în platou, dragii mei, până vinerea viitoare, la orele 20 punct fix. Vă spun un singur lucru, sunt Vlad Tătaru și vă aduc aminte că viața este un mister. Haideți să-l descoperim împreună cu invitații mei de valoare. Vă pup, vă doresc o vineri seara plăcută și o duminică cât mai agreabilă. Noi ne revedem luni dimineața la emisiunea de dimineață. Toate bune, sărut mâna, la revedere, ceau, ceau, papa!